Bună ziua! Ne aflăm în județul Galați, în localitatea Cavradinești, în ferma doamnei Kim. Doamna Kim, vreau să încep prin a vă mulțumi că ați fost de acord să împărtășiți cu noi experiențele pe care le-ați avut în decursul anilor cu utilizarea biostimulatorilor din gama Fertiactil și din gama ADN. Bună ziua! În primul rând vreau să vă întreb care au fost provocările majore care v-ați confruntat în anul agricol precedent. În anul agricol 2023 am avut mari provocări în ceea ce privește costul mare de înființare a unei suprafețe de cereale. Și pe de altă parte, prețul foarte scăzut la vânzarea acestor cereale. O altă provocare a fost seceta, care în anul 2023 ne-a dat bătăi de cap și am avut producții foarte mici, dar spre deosebire de alți fermieri din zonă, am obținut un plus de producție, dacă e să ne referim la grâu, de 500 de kilograme la hectar, iar la floarea soarelui un plus de producție de 300 kilograme la hectar. Și asta datorită biostimulatorilor pe care i-am folosit, anume Astellis și Fertiactil. De câți ani vă ocupați de business-ul ăsta în agricultură și ce suprafață cultivați? Am început să lucrăm în domeniul agriculturii acum 25 de ani. Am început cu creșterea animalelor, iar pe măsură ce ferma, exploatația agricolă a crescut în suprafață, ne-am axat doar pe cultivarea cerealelor. Avem o fermă de 600 de hectare pe care o administrează fiul nostru și o proprietate de 120 hectare pe care o administrez eu printr-un PFA, Ichi Mariana. Pentru că tot mi-a spus de gama de biostimulatori pe care ați folosit-o. Care au fost avantajele, beneficiile pe care le-ați observat dumneavoastră notabil la folosirea Starter? În momentul în care am mers în câmp primăvara și am văzut o slabă dezvoltare a rădăcinii plantelor, și atunci am mers cu un tratament de 2 litri la hectar, în urma căruia am simțit beneficiile și anume rădăcina s-a dezvoltat vizibil. Am avut un grad ridicat de absorpție datorită acestui fapt a substanțelor hrănitoare din sol și o producție, după cum v-am spus, cât de cât mai mare la sfârșitul anului. Calitatea cerealelor a fost bună, putem spune că am avut grâu panificabil față de ceilalți fermieri din zonă. Pentru anul acesta v-ați propus să păstrați tehnologia? Intenționați să schimbați ceva? Cu siguranță o să păstrăm tehnologia, o să folosim biostimulatorii Fertiactil și Astellis în continuare. Acesta este obiectivul nostru și o să reducem din cantitatea de îngrășământ, asta și din cauza costurilor ridicate a îngrășămintelor. În final vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o, pentru parteneriatul de succes pe care l-am avut și l-avem în continuare și să vă doresc recolte cât mai bogate pe viitor. Și noi vă mulțumim pentru colaborare.